Pacea Domnului, Dumnezeul nostru, Creator al cerurilor și a pământului, să fie onorat și de data aceasta prin prezența noastră în locul de închinare. Pentru deschidere vom cânta cântarea numărul 24, Măriți pe Iisus prin cântare. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, că putem să fim în acest ceas în casa Ta de rugăciune. Te rugăm, Doamne, cu această ocazie să ne vorbești din cuvântul Tău, să ne dai, Doamne, o solie potrivită cu timpul în care trăim.
Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi solia care va fi rostită, binecuvântează, Doamne, solul de care te vei folosi, dă-i o îndoită putere din Duhul Tău cel Sfânt și fă, Doamne, inimile noastre un pământ primitor ca să primească sămânța cuvântului Tău. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, te-am rugat. Amin. Voi da citire citatului pentru zecimi și daruri. Argentina până la marginile pământului. Eric, un student la teologie din Peru, a fost receptiv la provocarea lansată de un profesor la cursuri. Dumnezeu se așteaptă ca fiecare din voi să fie un misionar undeva în lume. La scurt timp după aceea, Eric a primit un anunț prin care se solicita un profesor de Biblie pentru o școală de misiune din Argentina. Biserica de acolo a organizat un program antifumat. Eric dădea invitații oriunde mergea. Într-o zi, a lăsat niște invitații în zona recepției spitalului. În timp ce dădea curs cererilor de studii biblice, Eric a abordat-o pe Elena. Cum ai aflat despre întâlniri? Eram la spital și am așteptat la rând, când am văzut invitația pentru renunțarea la fumat. Așa că am decis să particip. Dacă Iisus te cheamă să slujești, fie acasă, fie departe, spune-i că vei merge. Între timp poți sluji în misiunea lui Dumnezeu prin zecimi și daruri care sprijină lucrarea lui Dumnezeu în întreaga lume. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Se vor aduna zecimia și darurile. Te lăudăm și îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru că și în această săptămână viața noastră a fost scumpă înaintea Ta. Îți mulțumim că ne-ai dat putere, ne-ai dat sănătate de a-mi putut câștiga aceste daruri. Te rugăm acum să le binecuvintezi Tu și să-ți faci lucrarea prin ele. Te rugăm să ne dai o inimă deschisă spre a fi darnici și a susține lucrarea Ta pe tot parcursul vieții noastre. Rămâi mai departe cu noi și Tu să fii binecuvântat în toate. Amin.
Bună ziua, copii, pacea Domnului! Mai încercăm o dată? Pacea Domnului, copii! Mă bucur că ați venit la biserică! Mă bucur că sunteți fericiți, așa, și zâmbitori și gata, gata de a asculta ceva frumos. Ce o să facem noi oare azi, Carmen? Despre ce o să vorbim noi azi? Despre... Hai să vorbim despre o familie frumoasă. Despre o familie frumoasă. Și despre copii. Despre o familie. Familia domnului Robert și familia doamnei Eunice. A fost odată o familie frumoasă, tare, care... E, vorbești tu, cea mai frumoasă. Și această doamnă a avut copilași. Una din fetițele lor se chema Ellen. Și într-o zi avea 9 anișori, așa, și mergea la școală. Și pe drum, ce să vezi? O fetiță mai neastâmpărată a luat o pietricică de jos și a aruncat cu pietricica, neștiind ce rău putea face. Și a lovit-o pe fetiță. Auzi că s-au certat? Da, s-au certat înainte și așa era supărată fetița pe ea. Fetița aceea nu știa un verset din Biblie care spune... Care vrei să mi-l spui tu care? Că eu ți-l cânt. Uite, promit, dacă mi-l spui care, eu ți-l cânt. Cine este iute la mânie? Cine este iute la mânie? Face prostii. Prostii. Face prostii. Și? Nu pot cu el. Nu poți cu el, nu? Nici eu. Ce bine că e a nostru. Râdeți, nu? Ce frumos. Mulțumim. Sunteți cu noi. Credem, dragi copii, că întâmplarea care i s-a întâmplat, evenimentul care s-a întâmplat lui Ellen a fost unul foarte dureros. Și s-a lovit la cap tare. Și a trecut un nene cu căruța pe stradă și a zis, hai să te iau în căruță, fetiță, dar fetița a învățat ceva. Și e mai bine, e mai bine acolo, da, așa. Și a trecut pe drum și a zis, să luăm fetița cu noi în căruță, hai cu noi. Și fetița a știut de la mama ei să nu se însoțească cu străinii. Și nu a zis, nu, eu merg pe jos. Și pe drum mai avea puțin până acasă și a leșinat. Și a leșinat așa de tare încât atunci când și-a revenit, i-a fost tare greu. 6 luni de zile viața ei era așa că știa că nu știa. A fost tare lovită la cap. Dar părinții lui nu au renunțat la ea, au iubit-o. Vouă vă place când vă iubesc părinții? Ia să vedem cine ridică mâna că iubit cel mai tare de părinții. Ia să vedem cine ridică. Ambele mâini ridică cineva că iubit foarte tare? Ia să vedem. Ia uite că sunt foarte bine, mulțumim. Și piciorul. A, Timo a ridicat și piciorul. Foarte frumos, foarte frumos. Bravo, Timo. Să știi că o văzut tati, o înregistrat. Așa. Sau o să vadă pe cameră. Da. Dragii mei, și părinții în fiecare zi au început să facă ceva pentru ea și au zis, uite, hai să încercăm să mergi din nou la școală. Și a mers la școală și nu putea. Drept pedeapsă, doamna învățătoare a pus-o pe fetița care a lovit-o cu piatra să o învețe ea. Și a așezat-o în bancă cu ea să o învețe lucruri de la școală, socoteli, împărțiri, înmulțiri și mai multe lucruri. Dar Ellen, după câteva minute de concentrare, transpira foarte tare și era foarte greu. Nu se mai putea face aproape nimic, dar mama ei s-a rugat și a spus, Doamne, ajută-mă să învăț pe fetița mea lucruri practice. Și a avut în casă ca un soi de bețigaș așa de fier. Ați văzut vreodată voi inglița? Ați auzit de cuvântul ăsta, inglița?
Ați auzit? Da, ați auzit? Știți că cu ele se lucrează și cu o mână și cu alta și se împletesc chestii. Chiar ai văzut pe cineva, Rareș? Pe cine ai văzut? E bine, nu contează. Ai văzut cum arată, nu? Cred că chiar la școală am făcut lucrul ăsta. Și poți împleti și e foarte frumos. Au învățat lucruri frumoase tare. La un moment dat, acest diamant neșlefuit, această piatră rară care avea asperități, a început să fie șlefuită. Voi ați văzut vreodată vreo piatră prețioasă? Chiar? Știți cum arăta înainte? Hai să vă arăt eu. Uite, am aici în mâna mea o piatră prețioasă, mare. Și o să o dați voi din mână în mână așa, pe partea care e aspră. Puneți mâna pe ea. Vedeți cât de aspră-i? Vedeți că e aspră? Vedeți că e aspră? E aspră, tare e aspră. Dar ea, atunci când este șlefuită, când este șlefuită, dă-i și lui, lasă-i lui, că avem alta. Să-i dai lui Vlăduț acolo, să aibă și el. Așa. Uite, pune mâna, vedeți că e aspră? E aspră. Ați văzut că e aspră? Așa suntem și noi câteodată când nu ascultăm. Ai văzut că e aspră? Hai să întoarcem acum invers. O întoarcem invers. Ia puneți mâna, cum este ea? Fină. Cum este? Fină? Ai văzut ce fină-i? Vi s-a întâmplat să dați vreodată un răspuns așa mai dur cuiva? Ați spus vreodată, lasă-mă în pace. Da, am zis. A zis, nu? Și e un răspuns fin ăsta sau e răspuns aspru? Când zici așa, pe care parte? Asta, nu? Dacă îmi spui, te rog frumos, pe care parte de Lora? Când spui, te rog frumos, pe asta fină, nu? Da? Când faci ceva frumos, pe care parte-i? Pe asta, nu? Dar când faci urât, pe care parte pui mâna? Pe asta, nu? Ți s-a întâmplat vreodată să faci un lucru urât? Stai să dăm microfonul, că mi s-a părut interesant ce a zis. Mai zi o dată. La viața noastră, cred că toată lumea a făcut un... La viața noastră, câte nu se întâmplă, mulțumim. Uite, atunci când zâmbești, pe care parte ești? Pe asta? Atunci când cânți ceva, pe care parte? Când cânți ceva frumos, pe care parte ești? Pe asta? Ei, cunosc o fetiță care... pe care o invit aici. Uite, vreau să invit o fetiță cu un instrument aici lângă mine. Ia să vină ea, o fetiță aici lângă mine. Și pentru că este momentul vostru special, vreau să-i pun două întrebări. Prima întrebare. Văd că ai în o chitară. Cum a fost? De cât timp cânți la ea? După cum răspunzi, eu întorc piatra. Scuze, microfonul. Nu facem așa ceva. De aproximativ? De aproximativ un an și jumătate. Și când ai pus chitara în mână, pe care parte era piatra la tine? Pe partea mai dură. Pe partea asta? Da. Da? Și ai început să apeși cu degețelele tale? Da. Durea? Da. Când înveți ceva, Carina, mulțumesc, uite că vin înapoi, chiar dacă sunt prețioase. Lucru bun, foarte bine. Bun, și acum, vreau să te întreb, Carina, te-a durut când ai apăsat degetele prima dată? Da. Și a început să se șlefuiască, nu? Da. Ia pune mâna puțin, e fin sau nu e așa fin? Nu e așa fin. Ia pune mâna aici, cum e? Foarte fin. Bun, și astăzi ai chitara în mână, a doua întrebare pentru tine. Poți să ne cânți ceva ce vorbește despre un Dumnezeu care are capacitatea așa să ne facă pe toți fini? Poți să ne cânți ceva? Sigur că da. Bun, copilași, uite, Carina vrea să vă spună ceva înainte și apoi să vă cânte. Ca să pot cânta, am nevoie neapărat de ajutorul vostru. Mă ajutați? Da. Bun. O să te ajut eu cu microfoanele.
Șlefuită, e adevărat? Uite, pentru că tu ai ales să te la șlefuită, primești așa ca amintire că ai cântat azi această piatră prețioasă. Și să nu uiți niciodată că orice instrument la care înveți, orice înveți cu mami în bucătărie, cu tati afară la lucru, va ține toată viața. Până vom deveni, cum? Șlefuiți fiind. Așa a ajuns tânăra Elen să scrie cele mai multe cărți din toată generația ei. Chiar dacă a renunțat la școală pentru că nu mai putea merge și nu mai înțelegea, i-a dat Dumnezeu ajutor și a scris așa de fin și plăcut multe din cărțile ei. Sunt în casele voastre. Și acum ne despărțim cu o rugăminte. În fiecare zi din săptămâna următoare să îmi promiteți că faceți ceva. Mergeți la tati și la mami și întrebați: tati și mami, ai citit din ce a scris Elen? Că i-a scris fiind, ne-a zis nouă domnul Daniel, vreau să-mi citești și mie puțin din ce a scris Elen. Câți fac așa ceva? Hai să facem promisiune. 2, 3, 4. Dragi părinți, avem promisiune. Da? Vă va întreba să le citiți ceva din ce a scris Elen. Toți aveți în casă, cărțile ei. Vă mulțumesc tare frumos. Vă doresc timp plăcut. Să ascultați frumos predica.
Înainte de a asculta cuvântul Scripturii, spun un bun venit musafirilor în această biserică, a se închina cu noi împreună. Amintesc că după masă avem colectă pentru întreținerea comunității. În același timp amintesc că a sosit la noi o scrisoare de transfer. Suciu Daniela și-a cerut această scrisoare. Așteptăm până sabatul viitor. Dacă cineva are vreo mențiune, poate să o facă la prezbiter sau la orice membru din comitet. Cine dorește să facă o propunere pentru o cântare? 376. Da. În această dimineață, chiar dacă timpul fuge foarte repede, în câteva minute aș vrea să prezint ceea ce am pregătit pentru această dimineață. Un mesaj prin care aș vrea să vedem adunarea sau biserica prin perspectiva sau din perspectiva a patru experiențe diferite care cred eu că pot fi trăite, sau pot fi și mai mult de patru, dar am găsit patru posibile experiențe care pot fi trăite de un participant, de un credincios sau de un om care vine
în adunare, în biserică sau în acest loc. Prima am numit-o experiența estetică sau experiența de contemplare a frumosului. Această experiență a credinciosului, posibilă experiența credinciosului, poate fi caracterizată ca trezind un sentiment foarte puternic de admirație, un sentiment foarte puternic de contemplare a tot ceea ce este frumos într-o biserică sau într-o adunare. Participantul, cel care vine sau care merge într-o biserică, poate să admire și să aprecieze un cor, o fanfară, o poezie, o predică, poate să aprecieze construcția unei biserici, frumusețea arhitecturală, măestria constructorului sau designul interior al unei biserici sau un întreg frumos bisericesc. Și aș vrea să dau două exemple aici. Cortul Întâlnirii a fost o operă de artă la vremea lui și dacă veți observa descrierea elementelor care compuneau cortul din pustie, veți vedea acolo foarte mult aur și foarte multă măiestrie, începând de la chivot care era poleit cu aur și avea un superb capac al ispășirii din aur, masa pentru punerea înainte, formată din, construită din salcâm și aur, sfeșnicul de aur, ligheanul de aramă și așa mai departe, erau niște obiecte de artă extraordinare. Hainele preoților constituiau, la vremea respectivă, adevărate obiecte de artă. Al doilea exemplu, 1 Împărați 5, templul ridicat de Solomon pentru vremea aceea și mult timp după, a rămas o clădire de referință în istoria umanității. Uneltele templului erau atât de frumos și migălos construite, încât babilonienii au pus cu prioritate mâna pe ele și le-au dus să servească din ele în Babilon. Cum să nu admire și ei asemenea lucrări? Le-au admirat inclusiv babilonienii în acea perioadă. David a trăit o experiență estetică sau de admirare a frumosului. Și dacă vom căuta în Psalmul 84 cu 1 și 2, el se exprimă oarecum în extaz fiind: cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, cât de minunate, cât de frumoase sunt locașurile tale. O experiență de admirare, o experiență estetică întâlnim la David în psalm. Sau în altă parte, în Psalmul 26 cu 8, el se exprimă astfel: Doamne, eu iubesc locașul tău, iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Și închide această experiență, sunt mai multe locuri, dar am găsit doar 3 texte, Psalmul 27, David concluzionează experiența lui estetică cu privire la locașul Domnului și spune: vreau să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să privesc frumusețea, să mă minunez de templul Lui. Cred că acest tip de experiență ați trăit-o fiecare. De multe ori mergem într-o localitate sau în această adunare și spunem cât de frumoasă este biserica, cât de frumoasă este adunarea, cât de plăcut este gătită. Participarea noastră aici, prin prisma experienței de contemplare a frumosului. Poate vă regăsiți în această experiență. Sunt sigur că fiecare, la un moment dat, am spus cât de frumoasă este adunarea sau biserica în general. Voi trece un pic mai repede, fiindcă
timpul este înaintat deja. A doua posibilă experiență a celui care participă la adunare sau la biserică, am numit-o experiența practică sau acțiunea. Venirea aici este o experiență practică. Îngrijirea edificiului este o experiență practică. Cântarea, vizitarea fraților, instruirea, predicarea, aducerea de daruri, implicarea de tot felul, implicarea în cazurile sociale, diversele întâlniri, diversele grupe care se constituie aici, invitarea celor din afară, din afara bisericii care să vină aici, toate aceste experiențe, toate aceste activități constituie experiențele practice ale credinciosului. Practic, acestea constituie motorul unei biserici. Acestea constituie, dacă vreți, accelerația și modul în care face ca o biserică să meargă înainte și să prospere. Două exemple și aici. Primii creștini au mers, au răspândit învățătura lui Hristos. Pavel a călătorit enorm, a avut foarte multe acțiuni practice, a scris, a călătorit, a ținut cuvântări. Primii creștini se adunau zilnic, discutau, evangelizau, mărturiseau, înființau biserici, învățau pe oameni, se rugau, citeau și lista nu poate fi epuizată, este foarte, foarte vastă. Experiențele practice ale credincioșilor sunt multiple, sunt numeroase, lista este deschisă, puteți să o completați fiecare dintre dumneavoastră. Experiențele practice, sau poate un termen mai pretențios, praxisul, constituie motorul dezvoltării unei biserici. Poate că ați trăit și dumneavoastră și sunt sigur că ați trăit și această experiență venind la adunare. A treia experiență am numit-o experiența cunoașterii. De mic, cel care vine aici începe să cunoască. Aici iei contact sau luăm contact cu marile personaje ale istoriei. Adam și Eva, Enoch, cunoaștem experiența lui Moise, cunoaștem experiența lui Israel, istoria lui David, istoria lui Solomon, robia din Babilon, moartea lui Isus, învierea lui Isus și lista este inepuizabilă. Experiența cunoașterii este strâns legată de prezența noastră și a fiecăruia dintre noi aici. Practic, fiecare venire aici este o nouă experiență pe drumul cunoașterii. Fiecare dintre noi acumulăm noi și noi cunoștințe aici, noi și noi idei, venim în legătură cu noi și noi concepte și parcă această experiență a cunoașterii nu se epuizează niciodată. Practic, această experiență nu ajunge la final niciodată. Cu cât cunoști mai mult, îți dai seama că știi foarte puțin. E atât de complexă această experiență a cunoașterii în adunare, în domeniul religios, încât îți dai seama la un moment dat că sunt lucruri pe care, oricât ai studia și oricât le-ai cerceta, nu poți să le înțelegi pe deplin. Natura lui Dumnezeu și a-L înțelege pe Dumnezeu cu adevărat, nu poți să o faci niciodată. Taina întrupării nu o vei înțelege niciodată oricât ai merge pe acest drum al cunoașterii. Sau modul în care Dumnezeu, înainte să apară omul din veșnicie, a conceput un plan prin care El să salveze posibila cădere, nu vom înțelege niciodată. Sunt lucruri care trec de mintea omenească. Fiecare dintre noi trăim în adunare, sâmbătă de sâmbătă, experiența cunoașterii.
Așa cum spuneam, cu cât te adâncești, vezi că ești abia la început. Cunoașterea nu ajunge la final niciodată. Două exemple, două ilustrații și aici, cu două texte. 1 Corinteni 13 cu 12. Spune Pavel, acum cunosc doar în parte și el a parcurs acest drum al cunoașterii. Și a concluzionat la final, după ce știa atât de multe lucruri, după ce a scris atât de mult, el spune, acum cunosc doar în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Și 2 Petru 1 cu 8, Petru spune la un moment dat că vom ajunge la un moment dat la o deplină cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Și pentru cei doi mari scriitori ai Bibliei, Pavel și Petru, și ei au ajuns la concluzia că pe acest drum al cunoașterii niciodată nu este suficient. Nu au epuizat nici ei măcar această experiență a cunoașterii. Închid și această experiență spunând că prezența noastră aici este o experiență a cunoașterii. David a spus, cât de plăcute sunt locașurile tale, vreau să văd frumusețea și să mă minunez de ele. Noi spunem ce biserică și ce locaș frumos, în cadrul experienței estetice sau experienței de admirare a frumosului. Venim aici, cântăm, ne rugăm, predicăm, facem vizite, ne implicăm social în cadrul experienței practice. Și venim în contact cu multe informații și parcurgem acest drum al cunoașterii pe care nu le puizăm niciodată. Și aș vrea să închid sau să abordez cea de-a patra și poate cea mai complexă experiență posibilă în adunare, experiența religioasă proprie. Dacă experiența estetică poți să o împărtășești cu ceilalți și să spui cât de bine este aici, cât de frumos este locașul, așa cum a spus David, dacă în cadrul experienței cunoașterii citești tot timpul, dacă în cadrul experienței acesteia mergi pe acest drum, în cadrul sau ceea ce este caracteristic aceste experiențe religioase proprii este faptul că o știi doar tu și Dumnezeu. Nimeni nu poate detecta dacă ai sau nu cu adevărat această experiență. Experiența practică poate fi văzută în implicare, experiența estetică poate fi văzută, experiența cunoașterii poate fi văzută ușor, dar experiența religioasă și interioară proprie este mai greu detectabilă sau aproape deloc. Aici există doar două personaje, tu și Dumnezeu. Se poate spune că această experiență religioasă proprie seamănă cu experiența morală, dar este totuși diferită. Morala singură înseamnă un alt tip de experiență. Morala singură acceptă. Dar religia sau experiența religioasă, spre deosebire de ea, primește cu bucurie. Morala singură pretinde ascultare. Dar religia și experiența proprie religioasă cheamă la un voluntariat. Morala singură este văzută ca datorie a omului. Dar religia sau experiența religioasă proprie este o dependență a omului de Dumnezeu. Experiența morală singură răspunde legii morale. Dar experiența religioasă proprie răspunde dătătorului legii morale. Experiența morală sau legea morală spune să nu ucizi.
Dar Dumnezeu i-a spus lui Avram, în cadrul experienței lui religioase proprii, du-te și sacrifică-ți fiul. Realizați că această experiență interioară, nedetectabilă de către alții, pe care o știi doar tu, este peste această experiență morală? Avram a fost pus în situația să treacă peste imperativul moral și să îndeplinească imperativul religios chemat de Dumnezeu. În timp ce experiența morală singură aduce sau poate să aducă vinovăție, experiența religioasă adevărată aduce har pentru acea vinovăție și trecerea peste vinovăție. Dar ce înseamnă totuși cu adevărat să ai o experiență religioasă proprie atunci când vii aici sau chiar în afara acestui loc? Experiența religioasă implică ceva transcendent, ceva care este peste realitatea imediată și îl implică pe Dumnezeu. Implică o dimensiune dincolo de experiențele cunoașterii, dincolo de experiența estetică, dincolo de experiența practică. Implică pe altcineva cu A mare, care este esențial pentru această experiență religioasă. Poți să ai toate cele trei dinainte și să nu ai pe aceasta și să nu știe nimeni acest lucru. Experiența religioasă cuprinde ceva de dincolo, cuprinde ceva care depășește imediatul acestei vieți, ceva care depășește limitările acestei vieți. Cuprinde o dimensiune transcendentă, cuprinde pe Dumnezeu, cuprinde un alt râm, cuprinde ceva dincolo de cotidian. Aceasta este prima caracteristică acestei experiențe religioase care poate fi trăită aici. Conștiența existenței a altceva și dincolo de experiențele practice, estetice sau ale cunoașterii. Și mai implică ceva această experiență religioasă proprie. Implică ceva necondiționat. Implică un devotament interior absolut. Implică conștiința faptului că există cineva prim și ultim. Implică o angajare totală. Câteva exemple ca să înțelegem ce înseamnă o angajare totală. Este patriotul care își apără țara cu prețul vieții. El nu se mai întreabă dacă participarea la război este legitimă, este ilegitimă, dacă atac geopolitic, ce se întâmplă. Pentru el nu mai interesează aceste lucruri. Patriotul știe un singur lucru. Cu arma trebuie să-și apere țara. Aceasta înseamnă o angajare totală. Ce mai înseamnă o angajare totală? Înseamnă credința într-un principiu indiferent de consecințe. Și vă dau aici un exemplu a celor care au suferit în închisorile comuniste, mulți și din biserica noastră pe vremuri, care apărau sau au ales să stea acolo și să apere câteva principii. Democrația, libertatea, pluralitatea, închinarea în ziua care doresc. Pentru aceste principii și pentru dependența și angajarea lor totală, au preferat să rămână acolo și să nu iasă de acolo decât după ispășirea pedepsei. Experiența religioasă proprie înseamnă o angajare totală față de transcendent, față de Dumnezeu. Iar această angajare totală conferă profunzime tuturor celorlalte experiențe, estetică, practică sau a cunoașterii. Încă două exemple aici. Cei trei tineri au fost angajați total în momentul în care s-a pus problema închinării lor. Daniel s-a angajat total față de crezul lui. Experiența religioasă interioară poate fi valorificată în cadrul închinării.
e o experiență a închinării și se leagă de valoarea pe care omul religios crede că o poartă celui căruia îi se închină. Omul religios, având o experiență religioasă adevărată, se închină pentru că îl găsește pe Dumnezeu vrednic în totalitate de închinarea lui. Altfel nu s-ar închina. Mă apropii de final. Există un fundament, dincolo de aceste două caracteristici ale experienței proprii, interioare, subiective, credința în ceva transcendent în Dumnezeu și angajarea totală față de El. Fundamentul sau fundamentele pentru acest tip de experiență este faptul că omul simte o dependență absolută de ceea ce el consideră a fi prim și ultim, respectiv alfa și omega. Și mai mult de atât, un alt fundament al acestei experiențe religioase este faptul că omul își dă seama că nu poate singur, prin forțele proprii, ci doar cu acest tip de experiență, cu acest tip de lucru, cu acest tip de experiență care îl duce în preajma lui Dumnezeu. Își dă seama că fără ajutorul lui nu poate. Mă opresc aici. Poate v-ați regăsit în aceste descrieri ale mele, în aceste tipuri de experiențe pe care le puteți avea aici. Cred că le-ați trăit fiecare dintre voi, poate într-un alt fel, poate acum au fost spuse altfel, dar cred că experiența creștinului implică și aceste experiențe în adunare sau în biserică. Repet, putem să le avem pe fiecare în parte sau pe toate la un loc. Dar cred că cea mai importantă este cea care nu se vede, este cea interioară, este cea subiectivă, dar care până la urmă radiază și face ca toate celelalte să devină altfel, să devină experiențe adevărate. Vă doresc fiecare dintre dumneavoastră ca, dacă nu le-ați avut, să le aveți de acum înainte și Dumnezeu să vă dea experiențe frumoase alături de El. Amin.
pentru închiderea timpului alocat închinării în această dimineață de sâmbătă. Cântăm cântarea numărul 237. Îți mulțumim pentru că aici, alături de tine, putem trăi și avea experiențe complexe și frumoase. Te rugăm să ni le dai tuturor și dă-ne cele mai frumoase experiențe alături de tine aici. Îți mulțumim pentru toate, prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.